Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Românească din Cristor, închinată praznicului Bunei Vestiri. Ca și în celelalte dăți și la slujba de această dată au participat mulți credincioși și multe oficialități, între care și domnul primar al localității Bocuți-Peiter și domnul consul general Florin Trandafir Vasiloni, bineînțeles și conducătorii autoguvernării românești locale de aici, cei care au ajutat la organizarea hramului, în frunte, bineînțeles, cu părintele paroh Alexandru Șereș. A fost o sărbătoare și un prilej de mare bucurie pentru mine personal, prin slujba desfășurată în sine și prin faptul că și de această dată ne-au dat o mână de ajutor foarte importantă studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, care au împodobit la propriu această sărbătoare și ne-au făcut pe toți să ne simțim ca în vremurile de altădată, împreună cu mulți credincioși, care cred că și cu copii, bineînțeles, care cred că este cea mai mare binecuvântare pentru orice locaj de cult ortodox, oriunde s-ar afla el. Ca și în anii anteriori, am fost alături de comunitatea ortodoxă românească din Cristor la sărbătoarea Hramului Bisericii, o sărbătoare a întregii comunități. Ne bucurăm să-l sprijinim pe părintele Alexandru Șereș și în eforturile pe care el întreprinde în această localitate de păstrarea identității culturale românești. Mulțumim preasfințitului Părinte Siluan pentru invitația făcută de a ne afla astăzi în mijlocul fraților noștri români din diaspora. Ne bucură nespus faptul că am putut să fim părtași la Sfânta Liturghie, să aducem răspunsurile liturgice alături de colegii și de frații noștri creștini de aici din această parohie. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Ierarhul a săvârșit și o slujbă de pomenire pentru patriarhul Iustinian Marina.